Bună ziua! Ne aflăm la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba Iulia, secția pentru copii, împreună cu Oana, Ludmila, Luiza și Emilia. Pentru astăzi ne-am gândit să vă pregătim un nou atelier care se va numi Povestea Iepurașului. Mă veți întreba sau vă veți întreba, dragi copii, părinți și bunici, de ce Povestea Iepurașului? Pentru că peste câteva zile se apropie Sfintele Sărbători Pascale. Fiecare dintre noi așteptăm cu multă nerăbdare iepurașul să vină. De aceea ne-am gândit să vă pregătim acest atelier creativ-educativ. Mai bine spus, este un ornament pentru masa de Paști în casele noastre și chiar ale dumneavoastră. Pentru început, doresc să vă prezint materialele de care avem nevoie sau pentru care avem nevoie. Nu sunt materiale sofisticate, sunt materiale pe care se găsesc în casele fiecăruia dintre noi, începând de la simpla hârtie. Dar de această dată va trebui să spunem și să vă arăt o hârtiuță, o hârtie, mai bine spus, mai specială, mai colorată. Nu-i așa că așteptăm iepurașul? Și în funcție de modul și felul cum îl așteptăm, poate că și generozitatea lui va fi direct proporțională cu bucuria noastră de a-l aștepta. Avem nevoie de un CD pe care dumneavoastră nu-l mai folosiți acasă. Avem nevoie de un desen de iepuraș. Aici v-aș recomanda foarte bine să folosim un șablon. Pentru că sunt convinsă, fiecare dintre noi putem desena un iepuraș, dar de această dată vrem un iepuraș mai deosebit. După care, iepurașul nostru va mai avea nevoie de o fundiță. Nu-i așa, pentru că la fiecare dintre noi place să aibă câte o mică salbă. Deci noi am pune și iepurașului nostru o mică fundiță cu o pietricică, cu ceva. Cu siguranță se va bucura foarte, foarte mult. Avem aici ceva floricele, avem aici niște măgeluțe, dar sunt cam mici. Dar pentru a fi mult mai vizibile, vă rog să le priviți aici. Așa. Bine, bine, dar iepurașul nostru cum să stea culcat? De ce să nu-l punem noi în picioare? Nu are și el coloană vertebrală, așa cum avem și noi de altfel, să fim sprijiniți pe piciorușe. Iar pentru aceasta am recurs la un băț de înghețată pe care îl vom îmbrăca în culoarea hârtiei iepurașului pe care noi îl vom confecționa. Așa, iar la sfârșit, pentru că tot ne plac nouă dulciurile, ne-am gândit să-i facem o surpriză iepurașului cu un fluturaș albastru, cu un altul galben, cu un altul roz, dar de ce nu chiar cu ușoare? Iar pe ușoarele noastre este un iepuraș, deci un iepuraș căruia să-i spune bine ai venit în casa noastră mult mai devreme decât noi ne-am fi așteptat. Dragi copii, pentru început să pornim acțiunea sau activitatea, cum vreți voi să o numiți. Vom lua șablonul. Șablonul iepurașului nostru. Vom lua culoarea din care dorim să facem iepurașul. Nu știu, voi întreba colegele mele ce iepuraș și-ar dori ele de Paște pe masa din sufragerie. Un roz, un mov, un albastru. Eu a zice, vă rog, un roz, deci culoarea roz. Vom alege culoarea roz. Vă rog să apelați la ajutorul părinților, pentru că este foarte important. Nu întotdeauna reușim să facem singuri un lucru. Nu reușesc eu ca adult, dar minte-mi voi. Așa. Cu ajutorul unui creion, încercăm să facem conturul iepurașului nostru. Răbdare, răbdare. Cu această ocazie ne testăm răbdarea, ne testăm îndemânarea, mai recunoaștem un piculeț culorile, sau mai bine spus, ne consolidăm
cunoștințele, ne mai familiarizăm cu anumite figuri geometrice. De ce spun acest lucru? Pentru că observăm codița iepurașului care este în formă de jumătate de cerc, adică de semicerc. Observăm urechile iepurașului, care sunt și ele tot în formă de semicerc. Va trebui să insistăm cu creionul pe hârtia noastră pentru ca să avem mai multă vizibilitate în momentul când folosim foarfeca și îl decupăm. Bănuiesc că este gata iepurașul nostru, conturul iepurașului nostru este gata. Ok, acum revenim la prietena noastră foarfecă. Vă rog să nu vă speriați, este o foarfecă mai mare, dar voi folosiți foarte bine forfecuța voastră de la școală, care are un capăt rotund. Dacă bine îmi amintesc, este și delimitată cu centimetri, milimetri, cu ce are ea, cu unități de măsură, un lucru extrem de important. Mergem foarte bine pe conturul nostru, așa, cu răbdare, cu îndemânare, cu perseverență. Acum, nu tot timpul se poate, putem vorbi, avem nevoie de liniște pentru a ne putea concentra la decuparea iepurașului cât mai bine și mai frumos. Și bănuiesc că nici lui nu-i place gălăgia și el iubește tăcerea și liniștea. Dar cu siguranță mult mai multe lucruri interesante o să aflăm așa mai pe la sfârșitul activității noastre. Așa. Dragii mei, după cum observați, conturul iepurașului l-am terminat. Așa, dar nu este suficient. De ce mai avem nevoie? Ce observăm? Iepurașul, urechile iepurașului sunt foarte mari. În momentul când le ridicăm sus, am observat un contur în interiorul lor. Să vedem din ce culoare facem noi conturul din interiorul urechii iepurașului. O să am aici o culoare mai închisă, un maro, la fel de sidefat și de frumos, precum este culoarea iepurașului nostru. Cu ajutorul creionului sunt convinsă că de această ocazie, cu această ocazie vă puteți manifesta foarte bine desenul. Ce trebuie să facem? O frunzuliță, deci interiorul urechii iepurașului nostru ar fi ca o frunzuliță de la ce? De la un pomuleț care vă place vouă cel mai mult. O frunzuliță de cireș. Așa, luăm din nou foarfeca, decupăm cele două jumătăți, dăm forma pe care noi o dorim. Așa.
Așa, ia să vedem noi ce a ieșit aici. Wow! Wow, cât de frumos a ieșit, au ieșit. Foarte frumos au ieșit. Ia să ne vedem, deci. Cum am spune noi dublura urechiușelor. Așa, l-am pus în priză. Bine. De ce mai avem nevoie? Am spus data trecută că iepurașul nostru are nevoie de o coloană vertebrală. Oare de ce? Pentru a fi susținut. Și atunci luăm bețișorul nostru de înghețată. Așa îmi place să spun că până la urmă tot un bețișor de la înghețată este, care are capetele, îi sunt rotunjite, dar unul din capete va trebui să îl tăiem. Eu am recurs la foarfecă. Am tăiat un capăt rotunjit să fie drept. De această dată punem bețișorul pe o bucățică de hârtie din același material și aceeași culoare cu a iepurașului pentru a-i face suportul de susținere al spatelui lui. Mai bine spus, coloana vertebrală. După care venim cu foarfeca, decupăm frumos așa, punem la o parte și observăm ce ne-a ieșit. Așa. Care va fi lipită de bețișor. Încă o operație este gata. De ce mai avem nevoie? Ce-am spus? Avem nevoie și de o fundiță. Oare cum să-i facem noi fundița iepurașului? Mă gândesc să-i facem o fundiță albă. O să-i facem o fundiță albă și de această dată folosim un șablon de fundiță. Mi se pare mai rezonabil. Pentru că nu putem să o facem oricum, că altfel nu s-ar bucura iepurașul, nu s-ar putea bucura de ea. Și nu numai iepurașul, nici noi nu ne putem bucura de ea. Așa. Am reușit să-i facem și fundița iepurașului. Deci, după cum vedem, sunt câțiva pași de urmat pentru ceea ce noi dorim să facem. Mai bine spus, pentru suportul iepurașului, pentru masa de Paște. Așa că, dragi copii, părinți și bunici, am reușit să confecționăm și fundița iepurașului. Bine, bine! Dar, la început, am vorbit de un CD-ul pe care noi acasă nu-l mai folosim. De un suport pe care să punem iepurașul. Luăm acest CD-ul, luăm o coală de hârtie verde, eu de această dată o voi îndoi în două, voi așeza CD-ul pe coala de hârtie cu ajutorul creionului, voi desena conturul CD-ului, așa, după care, cu ajutorul foarfecei noastre, vom decupa conturul CD-ului nostru.
CD-ul nostru are o formă de, sau mai bine spus, este în formă de cerc. Câte figuri geometrice am văzut noi astăzi? Chiar destul de multe figuri. Așa, mai intervenim pe alocuri. O jumătate o punem jos și cealaltă jumătate venim și o punem pe CD-ul nostru. Așa. Bun. Trecem acum la cele mai importante operații. Operațiile de asamblare a fiecărei părticele. Luăm pistonul de lipit, de care v-am spus la început și pe care l-am lăsat la încălzit. Așa. Luăm bucățica noastră de hârtie pe care o așezăm. Așa. Pentru a se lipi foarte bine de CD-ul nostru, am ales culoarea verde, fiindcă iepurașului îi place culoarea verde. De ce oare? Fiindcă reprezintă iarbă și el mănâncă iarbă. Acolo unde nu avem suficient lipici, vom mai interveni. Și la această operație vă rog să solicitați ajutorul părinților, ajutorul bunicilor, ajutorul celor din imediata voastră apropiere. Așadar, după cum bine se vede, am îmbrăcat CD-ul nostru. Bun, trecem acum la iepurașul nostru pentru că avem nevoie de asamblarea lui. Ce am spus pentru început? Să nu facem... Pentru a nu murdări biroul sau masa de lucru, vom folosi o hârtie albă. Așa. Cu ajutorul pistonului de lipit, luăm bucățica de hârtie pentru a îmbrăca acel bețișor de înghețată pentru a putea susține iepurașul nostru. Se vede. Ce frumos l-am îmbrăcat. În cazul în care observăm că pe alocuri depășește dimensiunea, hârtia noastră depășește dimensiunea bețișorului nostru, intervenim cu foarfeca. Deci am făcut și bețișorul acum. Luăm iepurașul. Așa, luăm jumătate din urechiușa lui, găsim o poziție adecvată și o punem pe urechiușă. Am spus foarte de la început că iepurașul mai are urechiușă care nu se vede. Doar în momentul când o ridicăm sus. Așa. Bine, bine. Fundiță i-am făcut. Urechi am făcut. Dar de ce mai are nevoie iepurașul nostru? Iepurașul nostru mai are nevoie de un ochișor, nu?
Păi ce s-ar face iepurașul dacă nu ar avea ochișori? Ar putea să vadă? Nu ar putea să vadă. Nu ar putea să vadă. Nu s-ar putea deplasa săracul de el. O picătură de silicon. Hei, altceva. Este altceva. Și ochișorul nostru se și mișcă. Venim, tot așa cu siliconul, să-i punem iepurașului nostru fundița. Cu cât vom avea grijă de el, cu atât va fi mai generos cu noi. Așa, i-am pus iepurașului și fundița. Bine, și ce am mai spus eu că îi mai punem iepurașului nostru? O să-i punem și un colier. Poate că este iepurică, fetiță, sau poate că este băiețel. Dacă este băiețel, ar merge doar această fundiță, dar și pe ea. Și ei îi place. Și lui îi place să poarte o cravată mai deosebită. De așa, punem o picăturică aici, în mijloc. De silicon. Așa. Și azi îi mai punem noi ce culoare are? Albă. Uite, așa îl răsfățăm. Așa. Deci după cum bine se vede, iepurașul nostru are și ochișori, are și fundiță. Ce-i mai lipsește? Suportul de susținere. Haideți să vedem cum punem suportul de susținere. Așa, venim la fel cu pistonul de lipit peste bețișorul pe care noi l-am pregătit, frumos, frumos și cu răbdare. Pe care întoarcem iepurașul. Și punem bețișorul prin apăsare. Adică, mai bine spus, i-am pus coloana, partea de susținere. Așa. Deci vă rog să priviți iepurașul nostru, pentru că i-am pus și coloana de susținere. Acum vom recurge la suport și vom trece la penultima operație. La fel vom proceda mergem din partea dreaptă pe marginea de jos cu siliconul încălzit. Așa. După care pentru o mai bună susținere a lui, nu știu, și lăsa scaunul, voi veni cu un pic de silicon. O să-ți arăt.
În cazul în care voi vreți să puneți mânuța pe el, în cazul în care poate chiar îl scăpați pe jos. De ce să nu aibă suportul nostru și iepurașul să aibă puțină, o mai bună rezistență? Ok, deci după cum se vede, noi am terminat aranjamentul pentru masa de Paști. Bănuiesc că vă place, dar nu este totul. Știm că tuturor ne plac dulciurile. Știm că tuturor am dorit, adică toți am dorit să primim un anumit tip de dulciuri. Ce m-am gândit sau ce s-a gândit iepurașul nostru? Să ne pregătească o altă surpriză, un oușor. Așa. Un fluturaș. Și mă gândesc că este suficient. Dragi copii, dragi părinți și dragi bunici, pentru că iepurașul nostru este gata, eu doresc să îl transfer la ceilalți prieteni ai lui, într-un colțișor al sărbătorilor pascale de la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. Eu vă mulțumesc și doresc să vă spună colega mea Ludmila câteva cuvinte vis-a-vis de ceea ce se găsește la noi la bibliotecă. Vă mulțumesc și vă așteptăm și la următoarele ateliere. Cu siguranță iepurașul nostru este mult mai fericit acum că s-a alăturat prietenilor săi. După cum vedeți, copii, în colțișorul nostru nu sunt numai iepurași. Sunt și o serie de cărți care se găsesc în colecțiile bibliotecii noastre la secția copii. Cărți care ne ajută să ne dezvoltăm abilitățile artistice și cărți din care putem afla mai multe povești despre sărbătoarea Sfintelor Paști și despre iepurași, bineînțeles. Dacă doriți, copii, să-i ajutați pe părinți sau pe bunici să pregătească o masă de Paști de vis, cu siguranță trebuie să împrumutați o carte din colecțiile noastre, Metoda Waldorf, 30 de activități creative pentru fiecare anotimp, din care puteți afla ce activități s-ar preta pentru a face o astfel de masă. Bineînțeles, sunt și activități artistice și activități artizanale, cum sunt cele de gătit, de tricotat și chiar bricolaș. Dacă, în schimb, sunteți pasionat de origami, adică de arta plierii, hârtiei colorate, atunci nu ezitați să împrumutați două cărticele frumoase, Origami, primele mele creații, și Origami pentru copii, în care veți afla modele diferite de obiecte decorative sau de creaturi vii care sunt inspirate de anotimpul primăverii. Bineînțeles, dacă nu ați aflat până acum povestea iepurașului de Paști și aventurile prin care trece acesta, trebuie să citiți neapărat o cărticică frumoasă, Aventurile iepurașilor, apărută la editura Trend, în care puteți să aflați mai multe cu ce se ocupă iepurașul în această perioadă. Oare iepurașii sunt generoși toți? Sau mai sunt printre ei și unii mai zgârciți sau mai leneși? Ei, o să aflăm despre aventurile lor din această frumoasă cărticică. Noi vă așteptăm la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, la secția copii, să veniți să împrumutați aceste cărți. Până data viitoare, când ne vom revedea la un nou atelier educativ, atât eu cât și colegele mele vă dorim toate cele bune și sărbători fericite!